Bun venit sau revenit pe canalul meu. Azi am zis să încep așa un nou vlog. Nu știu neapărat dacă o să fie weekend vlog sau doar vlog, pentru că azi e vineri la mine și acum de dimineață mai am puțină treabă, însă după aceea trebuie să mă duc până la o clinică unde să-mi fac acel control medical pentru permisul de conducere. Permisul meu de conducere a expirat și trebuie să mă duc să-l reînnoiesc și am nevoie de acea vizită medicală. Și sper eu să termin azi în timp util toată treaba pe care o am, pentru că nu depinde doar de mine și na, știți cum e când aștepți și după alte persoane. Și după aceea să mă duc direct la clinică și să mai prind deschis, asta e chestia, pentru că fiind vineri azi iau program mai scurt. Dar, în cel mai rău caz, dacă azi nu reușesc să mă duc, mă duc luni. Pentru că luni au până la 5 și jumătate program și atunci, sigur, mă încadrez să ajung și la ei. Deoarece, miercuri am programarea făcută la permise, la Julius Town și trebuie să mă duc acolo cu acea fișă medicală și mai am de plătit ceva taxă și toate chestiile astea și cu toate hârtiuțele și permisul vechi să mă prezint, să fac acolo actele pentru cel nou și poza. Și de aceea, azi sau luni, trebuie neapărat să rezolv cu acea vizită medicală. Astăzi aș vrea să ajungem și până la Larisa. De fapt, trebuie că altfel cred că se și supără pe mine. Pentru că și-a luat un aparat nou de cafea și stăm împreună. Așa că asta o să vreau să fac mai încolo, să mă duc până la ea. Trebuie să ajung și până în zona complexului, pentru că am deprintat niște chestii. Trebuie pentru luni să mai scol la imprimantă și niște documente și imprimanta noastră nu mai funcționează, așa că trebuie să mă duc undeva să rezolv toate chestiile astea. Vreau să facem și pizza. De fapt, Florin a venit cu ideea să mâncăm diseară pizza, așa că trebuie să mă opresc undeva să iau un aluat de pizza, pentru că când vine vorba de aluat, nu am răbdare să-l fac. Dacă e vorba de o prăjitură, de o cremă, de așa, le fac. Dacă îmi trebuie gen aluat, frământat și așa, nu prea am răbdare să le fac. Și de obicei cumpăr. Și din câte am încercat eu, cel mai mult îmi place cele de la Lidl. Deci trebuie să ajung la un Lidl și poate mergem și la un Decathlon. Florin are nevoie de niște chestii pentru sport și vrea la Decathlon și poate îmi găsesc și eu două, trei chestii, că uneori când mă duc la Decathlon îmi plac atâtea lucruri și găsesc atâtea chestii faine și alteori mă duc și nu găsesc nimic. Dar nu știu cum să vă zic, eu mereu sunt în extreme când vine vorba de câteva locuri. Nu toate, dar sunt câteva magazine în care când mă duc uneori mi se pare că aș cumpăra jumătate de magazin și alteori mi se pare că nu găsesc nimic. Și cam asta pățesc și la Decathlon când mă duc. Dar am zis acum de dimineață, cât încă mai îmi beau cafea, să deschid camera, să vorbesc cu voi, că, sincer să fiu, mi-e frică că după aia mă iau cu treaba, cu graba, să mergem să facem să așa mai departe și o să fiu pe fugă, nu mai dau drumul la cameră și ratăm o zi de vlog. Acum vreau să mă duc să mă dau și cu puțin ulei pe vârfuri, că săracul meu păr arată groaznic, dar aseară mi-am făcut duș, m-am spălat pe cap și m-am pus în pat. Nu prea îmi place să mă pun cu părul umed în pat, vă zic sincer, urăsc chestia asta, pentru că atunci când mă trezesc dimineața îmi curge nasul și mă simt înfundată, ceea ce se întâmplă și astăzi, desigur. Dar eram foarte obosită, mi se părea că e foarte târziu și mi-am dat cu fionul în păr, dar nu cât să îl usuc suficient, ci cât să-l zvânt așa puțin, să nu curgă chiar apă din el. Și cam aia a fost tot, nu l-am coafat, nu i-am făcut nimic și acum arată cam așa. Și vreau să-l dau cu puțin ulei de păr pentru vârfuri și cam asta e, o să-l prind înapoi cu acest elastic, pentru că de când îi scăldurile astea de 40 de grade, vă zic sincer că numai cu el prins și cu el prins în coc chiar aici la spate, deci foarte cald, nu, parcă nu-l mai suport să-l simt așa pe gât, pe spate și de-aia l-am tot ținut prins. Și cumva de asta nici nu mi-a mai bătut capul în ultimele două săptămâni să mă coafez, să-l pun pe cordon, să-i fac ceva. Chiar am primit ieri un comentariu drăguț de la o urmăritoare, cred că Mioara, sper că nu mă înșel, dacă te uiți la acest vlog, te pup și te îmbrățișez. Și îmi spunea că la un clip mai vechi, că îmi stă bine părul coafat și că îi plăcea cămășuța cu care eram îmbrăcată și
M-am uitat așa la câteva imagini și eram la modul, uai, parcă mi-e dor să-l am așa ondulat și cu volum, dar la ce călduri n-are sens că oricum ajunge prins. Așa că îi dau și părului o pauză de la coafat și de la chestii și îl țin mai mult prins în perioada asta. Și am plecat de acasă. Nu îmi găsesc lavaliera. Deci nu știu unde am pus-o, că undeva în casă trebuie să fie, că ultima dată de acasă am filmat cu ea, dar nu am găsit-o. Iar pentru că deja s-a făcut târziu, nu mai am timp să merg să-mi fac fișa medicală, așa că mergem la Larisa să bem o cafea și după aia mă duc să printez actele de care am nevoie. Afară e super cald, mi-am luat și o sticlă de apă la mine, că, na, pe căldura asta mai bine să ne hidratăm. Și după aia vedem. Poate mai ne plimbăm pe undeva după ce terminăm de printat și de scos la Xerox ce am eu. Și părul meu stă în toate direcțiile, am încercat să-l și prind un pic, dar am vrut să-l las și mai desprins, că m-am săturat de el prins în coadă. Și na, cam ăsta e rezultatul. Și să ne facem cafeaua. Asta e minunatul aparat de la Nespresso. Și și-a luat aici Larisa mai multe cafele, mai multe arome. Și avem o dată cu caramel, nociola, care bănuiesc cu ceva alune, ciocolatino, Columbia și la ăsta, sincer, o să fiu trebuie să-l duc mai aproape când vă să citesc. Gourmand. A zis că vrea să înceapă așa cu arome din acestea care sunt în ediții limitate și numai bine să le și testăm, să vedem care e mai fain. Sincer, să fiu, mie asta ciocolatină îmi face cu ochiul. Aș testa-o să văd cum e. Dar și caramelul sună bine. Acum am văzut că asta ce ediție limitată este cu Pierre Hermé. Și nu știm dacă are vreo aromă sau nu, dar o să constatăm data viitoare când o încercăm. Am ajuns acasă. Am reușit să și mănânc, că mi-era super foame când am ajuns. Și acum am zis să vă arăt și voi ce mi-am luat și să mai povestim așa puțin, pentru că nu am apucat să filmez chiar cât mi-aș fi dorit eu. Cred că ultima dată m-am auzit cu voi când am mers la Larisa și am testat cafeaua. Eu mi-am făcut aceea cu ciocolată, ea și-a făcut aceea cu alune și a ei avea un gust așa foarte puternic ca de Nutella. A mea avea un gust de cafea cu puțină ciocolată, așa un gust mai subtil de ciocolată, nu era așa un gust puternic precum era aceea cu alune, însă a fost bună. Mi-a plăcut și una și alta. Dacă se aude zgomot pe fundal, este pentru că se taie iarba și n-am ce să fac în privința asta, dar să știți că aia se aude așa bâzâit, bârâit pe fundal. După ce am plecat de la Larisa, am mers să printăm ce aveam eu nevoie și acolo am stat destul de mult. Am stat o oră și ceva și până la urmă nici nu am plecat cu toate printurile, pentru că li se stricase ghilutina și nu puteau să taie cum aveam eu nevoie și atunci mi-am printat niște acte de care chiar am luat nevoie și cam asta a fost tot. Apoi am zis să mergem până în centru, să ne plimbăm puțin și am fost și până la Textile House, pentru că era ceva sfârșit de colecție, un fel de lichidări, pentru că din ce am înțeles luni aduc colecție nouă și atunci toate produsele erau 3 lei astăzi. Și am găsit și eu câteva mai multe produse și am zis să vi le arăt și vouă. De asemenea, am intrat și până într-un DM și mi-am luat două chestii și de acolo. Acum, întrebarea mea este ce fac cu microfonul? Că nu o să pot să vă arăt hăinuțele cu o singură mână. Și am niște barețele, da. Să încerc eu să le prind aici și sper să se audă ok. Sper că ne auzim. Atență.
Îmi dau partea asta pe roșu și după ureche, să nu tot vină pe lavalieră. Și să începem cu produsele de împus mai puțin. De la DM am luat un rimel, acesta de la Dermacol, Angel Lash. L-am avut acum vreun an, ceva în genul acesta. Și până să descoper telescopicul, eram înnebunită după acesta. Și acum, cumva, l-am revăzut în magazin, pentru că pentru o perioadă nu l-am mai găsit în DM sau cel puțin în DM-ul ăsta de unde mă duc eu pe Bujorilor, nu-l văzusem și l-am găsit acolo în centru și mi l-am luat că mi-a fost dor de el, sinceră să fiu, și e și la un preț puțin mai bun decât cel de la L'Oreal. Cel de la L'Oreal e 75-76 de lei și acesta era 40 ceva de lei. Și pentru că am nevoie la baie, am mai luat și așa o rezervă din aceasta pentru să pun lichid, să pun de mâini, care până acum n-am mai văzut-o. E cu ceva... Ia să văd, are și în română. Cocos și piersică. Dar aveam impresia că mai are ceva floricele pe aici, credeam că e și cu ceva flori și de alea eram curioasă. Dar sunt curioasă și cum miroase cocosul cu piersica. Piersica se simte mai tare decât cocosul. Doamne, dar miroase ceva ce aș mânca. Foarte fain miroase. Super, așa văratic, efectiv. Nu chiar tropical, dar piersica aia, nu știu, ca o piersică gustoasă, așa, zemoasă, ca o nectarină. Cumva pe mine mă duce cu gândul la nectarină, dar nu știu de ce. Bun, și astea două sunt produsele mele de la DM și acum să vă arăt ce mi-am luat de la Textile House. Fiecare articol, v-am zis, a fost 3 lei la Textile House. Și o să începem cu o bluziță pe care am șifonat-o aparent. Nu era chiar șifonată în magazin. Care nu e 100% genul meu, însă o văd așa într-o combinație relaxată. Nu știu cum să zic. Sau, na, depinde de starea pe care o am, că uneori mă îmbrac așa și alteori mă îmbrac mai decent și nu atât de decoltat, dar azi am murit de cald și na, asta e. Și am luat această bluziță, care e într-un albastru ce imită așa culoarea blugului, cu mânecă scurtă și are acest șnur în față. Cumva e ca o tunică, o bluziță, așa mai relaxată o văd eu. Și m-am gândit că o să meargă destul de fain cu pantalonii aceia de in cu buzunare laterale pe care am luat de la Pepco. Și asta așa puțin bogată în pantaloni, spate oricum are un croi așa mai lunguț. Cred că o să meargă super ok și materialul e unul plăcut la atingere și subțirel. Și ea inițial costa 28 de lei. E ok, am economisit 25 de lei. Și brand, nu cred că avem. Sau stați care aici o etichetă. Scrie 100% bumbac. Pontomoda. Made in Italy. Nu am auzit până acum de acest brand Pontomoda, însă e foarte faină și sinceră să fiu nici nu m-am uitat ce material e, dar de când am luat-o așa în mână am simțit că e un material plăcut și faptul că este bumbac mă super bucură. Următorul articol face parte dintr-o nouă obsesie de-a mea și anume topurile acestea cu bretelute subțiri. Nu-i chiar spaghetti stripes, dar nici departe. Și l-am găsit pe acesta care e așa un gri închis. Are bretele ajustabile, mărimea lui este S și este de la Banana Republic. Nu, n-am avut nici de la brandul ăsta nimic, de ei am auzit, dar n-am avut produse. Și ce-mi place că pe interior vedeți așa căptușită. Deci nu-i doar
materialul care vine în exterior e căptușită cu un material destul de fin și plăcut. Și m-am gândit că o să mai strâng aceste bretelulețe, dacă tot sunt ajustabile. Mi-a plăcut și culoarea lui, fiind așa gri. Într-un timp aveam o obsesie pentru gri. Nu știu de ce, acum îmi cumpăr mai degrabă bej, dar am avut prin facultate o obsesie în care îmi cumpăram foarte multe haine gri. Mi-am luat și acest top, care e ca un maio și e așa cu un pic de danteluță în față. Nu știu neapărat dacă o să-l port și pe afară, cumva danteluța asta îmi dă puțin de gândit. Însă pentru casă sau să dorm în el o să fie super fain, tot așa și bretelele lui sunt ajustabile. Și este de la Rachel Zoll, Los Angeles, New York, mărimea S. Deci, eu știu că genul ăsta de topuri poți să le porți și pe afară lejer, dar încă am dubii, nu știu. Poate o să încerc o pereche de blugi cu talie înaltă, ca să pară așa puțin mai serioasă totuși ținuta, să nu o duc într-o zonă mult prea sexy, să zic așa. Deci, da, ăsta e. Super drăguț și subțirel. Asta a fost un criteriu. Mi-am mai luat un maio tot în genul acela, dar ăsta l-am luat ca să stau în casă cu el, că nu prea am genul acesta de maiouri așa super super simple, nu știu cum să zic, doar cu breteluțe din acestea. Mi-a plăcut și culoarea lui, fiind așa un portocaliu foarte vioi. Chiar dacă nu sunt cel mai mare fan al culorii portocalii, însă vara parcă arată bine, nu știu, mi se pare așa potrivită cu sezonul. Și ăsta l-am luat așa pentru stat mai mult prin casă, sincer o să fiu. Am găsit și o rochiță care era pusă la raionul, să zic așa, cu tricouri. Brandul ei este Gina Tricot, iar mărimea este 36. Și așa neagră. Are cumva la gât, aici vine așa gulerul lăsat în jos, cumva ca în valuri. Mâneca îmi pare a fi 3 sfert. Și în jos este relativ dreaptă, croită. Poate puțin mai îngustă în zona taliei și apoi în jos dreaptă. Cam așa vine. Mi s-a părut super drăguță, sinceră să fiu. Aici, în partea de jos, unde are cusătura asta, dacă cumva pot, o să mai ridic puțin să pun o curea, dacă nu o las exact așa cum cade ea, însă mi se pare o rochiță simplă, drăguță și pentru 3 lei, sinceră să fiu, am zis că merită să o iau acasă și să o încerc să văd dacă pot să fac ceva cu ea și să o port. Însă eu zic că pot, că e foarte simpluță rochița. Tot din categoria topurilor, am găsit și acest top care este de la H&M. El vine în mărimea M, dar sincer să fiu, eu cred că mi este bun. De obicei mi-au S la topuri, dar acesta pare foarte micuț. Tot așa e crop și are aici ca o bandă puțin mai strâmtă și în zona sânilor vine așa încrețit. Și mi s-a părut drăguț în ideea că pot să-l port cum port și acesta de pe mine, cu o pereche de pantalon sau o fustă. Eu zic că o să fie numai potrivit și ajungem și la ultimul articol care nu știu exact când o să-l port, dar mie mi-a plăcut. Este tot de la H&M în mărimea S. Și așa un top ca tricotat cu franjuri. Și are un singur defect, un franjure atârnă și e un puțin mai lung, dar na, pot să-l tai și să-l fac la nivel cu ceilalți franjuri. Da, mi s-a părut super drăguț. Peste o bustieră sau poate chiar peste sutienul de la costumul de baie, cred că ar arăta fain genul acesta de top, de maio tricotat. Chiar super drăguț. Și astea sunt toate articolele pe care le-am luat eu de la CH. Să țin așa ca să fiu sigură că se aude. Cred că v-am zis eu într-un
clip trecut că am tot vrut să mă duc la second hand-uri, însă n-am apucat, mi-am schimbat programul, într-o zi o ploaie și așa mai departe. Și într-o altă zi, cumva, n-aveam starea necesară și mă bucur că am fost azi, chiar dacă nu aveam în gând inițial să mă duc la second hand-uri, dar azi a fost una din zilele alea bune în care, nu știu, ai inspirație, efectiv. Când vedeam câte unul dintre produsele care mi-a atrăgea atenția, instant așa îmi și imaginam cum o să-l port, în ce ținută îl integrez, ce alte produse din garderoba mea funcționează cu acest produs. Poate mai puțin în cazul rochiței acelea negre, pentru că la ea v-am zis. Am zis, băi, hai măcar să o iau acasă să o probez pentru 3 lei, că nu mai aveam chefieră și foarte cald în magazin și, sincer să fiu, nu aveam chef să mă dezbrac, să o probez și mai departe și am zis că, na, și dacă nu mi-e bună, asta e, nu-mi pare rău de ea măcar, că nu, na, nu a fost foarte scumpă sau ceva. Dar mă bucur că am ajuns azi în second hand, că v-am zis, am avut o zi de aia bună cu inspirație de care trebuie ca să găsesc piese și să-mi imaginez cum le-aș integra în ținute. Acum mă duc să mă schimb după cum v-am zis și ne auzim mai încolo după ce facem pizza. Și cam așa arată pizza noastră. Acum o lăsăm să se răcească. Azi ne-am luat gogoși. Și arată foarte bine și sunt așa călduțe, numai bune. Neața, azi e luni și eu mă pregătesc să plec, să rezolv niște chestii ce țin de acte, ce țin de instituții și așa mai departe. Și după aia trebuie să merg să fac și vizita medicală, că după cum v-am zis, n-am mai apucat să ajung vineri. Însă am deschis acum camera ca să vă arăt diferența dintre un ochi dat cu mascara și unul fără. Eu v-am tot lăudat acel telescopic lift de la L'Oréal în ultima jumătate de an. Cred că numai pe el am folosit și de fiecare dată când am încercat altceva, m-am întors la el. Însă, înainte de telescopic lift, acesta de la Dermacol era preferatul meu, era obsesia mea în materie de mascara. Și l-am recumpărat acum, pentru că, nu știu, simțeam nevoia să schimb așa ceva în rutina mea. Și l-am recumpărat, l-am găsit îndemn, nu-l mai văzusem de mult timp. Și vreau să vă arăt că și acesta își face foarte bine treaba. Și să dau așa mai aproape. Cred că vedeți cât de drepte sunt genele mele, adică nu sunt curbate sau ceva și cât de curbate sunt aici. De asemenea, nu le-am întors cu cleștișorul, nu le-am făcut nimic, doar m-am dat așa de 2 ori cu această mascara. Și să vă arăt puțin și periuța, pentru că la L'Oréal, știu că poate mulți sunt sceptici, mai ales că periuța e una din aceea de silicon, are peri pe o singură parte și știu că nu toată lumea agrează genul acela de periuță. Sinceră să fiu, mai de mult nici mie nu-mi plăceau deloc. Când nimeream câte un mascara care avea periuța aceea cu silicon și perii mici, nu eram deloc încântată, până să-l descoper pe acesta, într-adevăr. Dar de aia zic să vă arăt și o alternativă. Așa e periuța acestuia de la Dermacol. Este una destul de stufoasă, cu perii mari, puțin curbată și să știți că, nu știu, pe mine nu mă încurcă faptul că e curbată, adică mă descurc destul de bine să încadrez, nu știu, pe gene și să mă dau cu el. Așa că dacă sunteți și voi în căutarea unei mascare noi și vreți să încercați altceva, eu vă recomand și acesta cu Angel Lash. Este pentru volum și lungime. Eu sunt mulțumită, nu-mi irită ochii, nu mă deranjează, tot așa nu curge, nu... E foarte ok ca și compoziție, dar și periuța îmi place și își face treaba destul de bine, sinceră să fiu. Mai ales că vedeți că genele mele sunt drepte, nu scurbate, nu ceva wow, să zici că pun un pic de rimel și imediat se vede diferența. Au trecut câteva zile de când nu m-am mai auzit cu voi, însă am avut un program destul de full, am avut treabă și nu prea am apucat când să mai deschid camera și să vorbim.
Însă, azi, înainte să închidem acest vlog, aș vrea să și probăm hainele pe care le-am luat de la second hand și pe care vi le-am arătat, pentru că între timp le-am spălat și le-am călcat și am zis că dacă tot sunt călcate, spălate, de ce să nu le și probez să vă arăt și vouă cum vin. Eu am adus o oglindă aici lângă mine și sper să ne vedem puțin mai bine decât ne vedem sus pe hol, pentru că acolo, v-am mai zis eu că nu am geamuri, nu am vreo sursă de lumină naturală și sursa de lumină artificială pe care o am sunt becurile care sunt deasupra de oglindă și nu mă ajută prea mult când vreau să filmez acolo. Și am cărat o oglindă cu mine aici și sper să ne vedem puțin mai bine. Haideți că eu am mai filmat odată ținuta asta, însă mi se tot conectau și deconectau lavalierele. Nu știu de ce n-am mai pățit asta cu ele până acum și am zis că mai bine le deconectez și filmez așa direct cu telefonul și na, eu zic că dacă vorbesc mai tare o să ne auzim ok. Și vreau să vă zic că prima probată este această rochiță neagră. Mie una ce îmi displace la ea e faptul că vine așa lărguță în zona taliei. Pe mine asta nu mă avantajează neapărat. Mi-ar fi plăcut puțin mai mult dacă venea mai cambrată până aici. Însă îmi place destul de tare cum vine în partea aceasta de sus. Teoretic ea e făcută să o porți așa cu un decolteu mai lăsat, dar eu una aș purta-o și cu un număr gol, mi se pare că vine destul de faină. Nu știu, poate e avantajoasă să o porți în zilele în care nu te simți foarte bine sau dacă ai mâncat puțin mai mult, dacă ești balonată sau chestii de genul, atunci, da, genul acesta de rochiță care vine lărguță te ajută, însă nu este 100% stilul meu. Pot încerca să pun o curea sau ceva în talie și să văd cum arată. Cu toate că, vedeți voi, ea aici are o cusătură ca o fustiță și asta mă împiedică așa puțin să mai pun ceva și în talie. Că nu mi-aș dori să pară, nu știu, foarte fragmentată rochia și în același timp și corpul meu să fie fragmentat de nu știu câte ori. Însă nu m-am gândit să aduc o curea cu mine și nu mă duc acum până în dressing să caut una. Al doilea articol este topul acesta de la H&M, care eu zic că vine perfect, sinceră să fiu. Aveam eu un pic așa emoții cu el, că e mărimea M, dar eu zic că vine și se așează bine. Adică nu mi-e mare nici în zona aceasta, nici aici. Eu zic că vine perfect. Și am zis că îl încerc așa cu o pereche de blugi cu talie înaltă și e super de vară pentru căldurile astea care sunt acum. Eu zic că e numai potrivit. Așa vine și maiul acesta portocaliu. Chiar dacă v-am zis eu că portocaliu nu este chiar culoarea mea preferată, acesta îmi place destul de mult cum vine și parcă mă prinde destul de ok nuanța. Nu știu, nu mă deranjează. Eu nu mi-l am luat cu gândul să îl port în casă, dar, sinceră să fiu, îmi place așa în combinație cu albastru blugilor, cum se vede, și i-aș da o șansă ca să ies și cu el din casă. De acest top eram foarte curioasă. Îmi place cum se așează în partea de sus, îmi place în continuare materialul, dar nu prea mă încântă lungimea. Cumva se termină în zona șoldurilor și nu mă prea avantajează. Dar cred că dacă l-aș ridica, ca să nu bat capul cu el să îl tai, ar fi super. Ceva în genul mi-aș dori eu să vină ca lungime. El e așa un material puțin mai plin, puțin mai grosuț și nu știu neapărat cum arată. Dar arată ok. Dacă nu va trebui să îl duc, să îl tai, să-l scurtez, să-l fac cam la dimensiunea asta, pentru că în continuare îmi place foarte mult și materialul e unul calitativ, îmi place modelul acesta de aici. Doar lungimea nu e chiar ce trebuie pentru mine. Dar așa puțin băgat în pantaloni merge. Următorul articol este maioul acesta, care v-am zis eu că nu știu dacă să-l păstrez pentru dormit, fiind așa cu danteluță sau să încerc să-l stilizez într-o ținută care să funcționeze și pentru afară. Dar vă zic sincer că mi se pare că se așează așa frumos, încât cu o pereche de blugi și cu niște sandale l-aș lua eu, nu neapărat cu balerinii ăștia,
Da, acum am zis că vreau să le probez hainele neapărat să fac ținute. Cred că ar funcționa și pentru ieșit la o cină sau la o terasă undeva sau chiar cu un sacou peste. Eu zic că ar arăta bine. Am ajuns și la ținuta care mie îmi dă vibe de vacanță și anume această bluziță care eu am fost așa în dubii dacă să o iau sau nu, pentru că nu-i 100% stilul meu, însă îmi dădea un vibe așa foarte relaxat, foarte de concediu și mă bucur că am luat-o, pentru că uitați-vă și voi ce fain arată cu pantalonii ăștia de in de la Pepco. Bine, ignorând pantofii că n-au nicio treabă, dar combinația asta și cu ceva mai deschis în picioare sau poate niște sandale ar arăta super. E o ținută relaxată cu care poți să ieși seara să te plimbi când ești în concediu, să mergi pe malul mării, faleză, terasă și așa mai departe. E foarte faină de vară și se simte foarte fain, se vede că e 100% bumbac bluzița asta pentru că o simt foarte fain pe mine. Iar ultimul top este acesta cu franjuri, care e așa puțin tricotat și are franjurii în partea de jos. Și el arată foarte fain pentru vară, pentru un concediu, pentru plajă. Eu l-aș purta cu un costum de baie pe dedesubt. Cred că ar arăta super fain când mergi la plajă. Cam acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Lăsați-mi în comentarii care articol vă place cel mai mult cum arată și noi ne vedem data viitoare. Bye!